Iarna bate la ușă, iar șoferii trebuie să fie pregătiți atunci când pleacă la drum și să aibă mașinile dotate corespunzător. Mai exact, trebuie să-și înlocuiască învelopele de vară cu cele de iarnă, în condițiile în care temperaturile deja scad sub 7 grade Celsius. Legislația nu impune un termen limită pentru montarea cauciucurilor de iarnă, dar șoferii nu trebuie să circule fără acest tip de anvelope pe drumuri cu zăpadă, polei sau gheață. Cauciucurile de iarnă se montează pe autovehicule conform codului rutier, în momentul când drumurile sunt acoperite cu gheață se sau polei. Până atunci noi nu putem spune că totuși autovehiculul trebuie să fie dotat cu astfel de anvelope, însă preventiv putem recomanda conducătorilor auto de a avea montate astfel de anvelope pe autoturismele pe care le conduc. Până acum nu au fost aplicate amenzi, însă oamenii legii anunță că vor trece la sancționarea șoferilor dacă vor circula fără cauciucuri de iarnă pe drumuri cu zăpadă, polei sau gheață. Amenzile sunt consistente și în plus sunt reținute și certificatele de înmatriculare. În lunile friguroase, când carosabilul este acoperit de polei sau zăpadă, șoferii sunt obligați prin lege să-și echipeze mașină mașinile cu anvelope de iarnă. Din comoditate sau poate din lipsă de fonduri, unii șoferi nu înlocuiesc anvelopele de vară cu cele de sezon rece. În acest caz, oamenii legei sfătuiesc pe șofer să nu iasă cu mașinile în trafic. În situația în care se deplasează pe drumul acoperit cu gheață, zăpadă sau polei și descoperim la controle, la controle noastre în trafic că nu au dotate autovehicule respective cu astfel de anvelope, atunci intervenim cu măsuri, respectiv sancțiune contravențională și reținerea certificatului de matriculare. Aceste anvelope sunt confecționate din un material mai rezistent pentru condițiile de iarnă, în primul rând pentru o mai mare aderență la, la zăpadă, pe aceste drumuri specifice care sunt mai alunecoase în condițiile de iarnă și asigură automat o mai bună conducere și mai bună uh, dirijare a respectiv. Proprietarii de mașini trebuie să știe că anvelopele de iarnă poartă însemne speciale care pot fi reperate ușor de către polițiști. Inițiale precum MS, M+, +S sau MNS sunt marcate pe toate anvelopele de iarnă.